copii. Măi, atât de tata băiat. Alt copil? Nu pot să cred că se poate întâmpla așa ceva. Știi cine este poza asta? Soțul meu. Cu cine mai? Cu o femeie și un copil. Tu accepti minciuna lui, tu-l ajuți? Și bani, și fericire, și iubire, și distracție, că nu se poate ce-a fost. Plânge ăsta mic, nu știu ce să-i mai fac. Ia-mă pe vecina. Da, mă, că am făcut copilul cu vecina. L-a recunoscut, are nume? Ești mulțumită? Trebuie să știu tot ce s-a întâmplat. Unde e neamul, s-a dus. Ce viață e asta? Ultima oară când am făcut dragoste, se vedea umbra lui tatu în geam, la ușă. La gunoi cu ele. Dacă nu erau părinții mei, nu a venit nimic. Mai aveam timp și mă băgam în pat lângă măta, că dădeam de ani între noi. Eu spăl, eu calc, eu fac curat în casă, eu fac absolut tot. Ce acceptă să fie măgară chiriat? O să le rezolvăm. Numai asta, o să. Ai văzut, da? Păi eu vreau să aibă tată. Nu cu Ernest, nu. Sunt Ernest și vă invit să urmăriți o ediție despre puterea manipulării. Numai aici, la Ochii din Umbră. Doamnelor și domnilor, haideți să vorbim preț de câteva secunde despre bărbatul manipulator. Cine este el? Cum arată? Cum vorbește? Și mai ales, cum reușește el să se joace cu mintea unei femei până când îi face inima cioburi? Veți vedea doar aici, doar în această seară. Și se apropie Crăciunul. Ernest este încă prezent la datorie. Astăzi ajunge în povești la Odeon. Vă salut, Ernest Francisc. Da, noi am ajuns în povești la Odeon. A, gata, haideți că am văzut și porculețul. Bine, domnul Roșoga. Vă salut. Hai că ne așteptăm. Hai, Bogdan. Domnul Roșoga? Da. Vă salut. Haideți că facem cunoștință și personal. Ernest Francis. Bună, Luca. Pare bine de cunoștință. Și mie. Despre ce ar fi vorba? De tatăl lor și... Despre am venit, păi am venit să rezolvăm o situație cu fata mai mică. Eu sunt văduv de 15 ani aproximativ. Pare rău să aflu. De 15 ani am crescut singur. Și pentru tata a fost greu că a rămas singur cu două fete? Și tată și... Așa că am emoții, mă scuzați. Stați liniștit, nu e absolut nicio problemă. N-am mai fost filmat cu camere. Nicio problemă, stați absolut liniștit. Cea mai mică fată, de 2 ani, e cuplată, să zic, cu un băiat care a venit cu el la mine, Mihai îl cheamă, un băiat bun, de casă, și-au luat apartament în chirie. N-au vrut să stea la noi. Nu văd absolut nimic în neregulă. Eu zic că asta a fost bine. Problema este că au și un copil ei. Felicitări! Ei au relație de 2 ani și de 7 luni a venit copilul. Arată-i să vadă ce botez. A făcut un botez extraordinar. Le-am zis atunci, măi, dacă tot faceți un botez așa de mare, de ce nu vă și căsătoriți? Încă nu-i pregătit. Poftim? Că încă nu-i pregătit, dar nu știu de ce nu-i pregătit. Adică faci un copil, ești pregătit de pentru, pentru ce deci, e mai greu de fapt. Și... Deci, tocmai asta e problema. Și el a refuzat, nu a vrut să se căsătorească cu ea, pentru că a spus că încă nu se simte pregătit pentru căsătorie. Dar l-a recunoscut? Da, l-a recunoscut. Da, e pe numele lui. Păi și atunci... Dar... Nu a vrut să facă și căsătoria. Părinții lui sunt în străinătate, n-au venit nici la botez, nici la naștere. Păi de ce? Zis... Pentru că nu au putut. După botez, având în vedere că am avut o relație foarte strânsă cu sora mea,
am zis să mă duc ea să ajut. Ea se comportă... E normal, e foarte greu. Ceea ce este normal, atât timp cât am făcut parte din viața ei și am fost acolo tot timpul lângă ea, am zis ok, să nu ducă greu singură copilul. Am în vedere, mama nu avem, soacra... Este foarte greu cu un bebeluș. Soacra nu vine din străinătate. Spania. Să mă duc eu și o ajut. Dar eu când m-am dus și am ajutat-o aproape zilnic și zilnic să văd că tatăl copilului lipsește. Zi-mă când ai fost la ea la apartament, când nu l-ai găsit pe Mihai. Am început ca soră care am crescut-o și am fost mereu alături să o întreb de ce Mihai nu ia parte să o ajute. Adică vin eu, dar de câte ori să vin eu, că e de tatăl. Atunci sora mea s-a schimbat radical față de mine. A început să țipe, să... Da, țipa la ea care țipat, m-a jignit că de ce mă bag, că ce vreau eu să aflu, că mă bag în familia ei și m-a dat afară din casă. Aici a venit semnul de întrebare al meu. Ori el are alte femei sau ori el încearcă să o îndepărteze de noi sau el nu vrea să aibă de-a face cu noi pentru că probabil unde nici el nu are părinții aproape, nu e așa cu familia. Este o explicație, da. Dar vreau să o aflu. Vreau să știu de ce sora mea s-a îndepărtat așa brusc de noi. Te salut! Te salut! Fii atent, vreau să arăt ceva. Da? Ce părere ai despre acest tătic? Pare un tătic fericit. Realitatea, din păcate, pare a fi alta. Adică? Pe proaspătul devenit tătic refuză categoric să se căsătorească și a reușit în mai puțin de 3 luni de zile să o îndepărteze și pe mama copilului de toate rudele ei. Păi de ce? Poate că omul nostru are ceva de ascuns. Poate o altă femeie, un trecut mai puțin plăcut. Te aștept cu răspunsurile. Mă apuc de treabă și vorbim. Mulțumesc. Salut. Detectivii preiau imediat cazul. Montează de urgență camere de supraveghere în apartamentul închiriat și rămân pe urmele subiectului până când vor obține probele dorite. Dacă Mihai este vinovat sau nu, rămâne să descoperim. Filajul poate să înceapă. Ora 9. În apartamentul închiriat de subiectul nostru pentru iubita lui. Bună, Fuiu! Te-ai trezit? Ai făcut ochișori? Da, tati, te-ai trezit? S-a trezit? Hai să mănânci. Sarmale. Și mănâncă. Doamne, maica, doamne, sarmale de dimineață. Îți plac sarmalele? Excelent. Ia să vedem. Poate să faci și tu timp astăzi, mai devreme, să mergem la pediatru Costamic să-i facem vaccinul. Amân și tu pentru mâine. Unde să merg astăzi? Păi n-am cum să amân, cază în programarea. Amân și tu pentru mâine, ce vrei să fac? Am oamenii în subordine. Trebuie să rezolv treaba cu magazinul. Ce le dau la ea de Crăciun? Ce le dau la ea de Crăciun? Le dau porc sau le dau demisii? Ca și mine, au și oamenii în familie, trebuie să mă ocup de ei. Adică iar n-ai timp. Păi n-am timp astăzi. Astăzi chiar n-am timp. O să o sun pe sormea să mă ajute. Ce-am vorbit noi? Ce-am vorbit noi? Dacă tu nu poți. Ce-am vorbit noi? Că unde e neamul, s-a dus tot. Dacă e singura care mă ajută, tata și cu soră. Nu vreau să aud de soră, nu vreau să aud de actul, nu vreau să aud de vară, nu vreau să aud de nimeni. Bine, ce? Eu vreau să aud doar de tine. Ok, păi o să aud de mine. Vină. Sunt frumos la pediatru și mergem mâine amând pentru mine. Să n-aud de nicio rudă și de niciun neam. Știi că unde e neamul, se duce tot. Cu ce au greșit acești oameni de Mihai este atât de pornit împotriva lor? Vă reamintim că tatăl Simonei și-a dorit un singur lucru, ca bărbatul să o ia de nevastă pe fiica lui, mai ales că la mijloc este vorba de micuțul Andrei. Iar Raluca, sora cea mare, i-a fost și mamă și soră și prietenă Simonei de mai bine de 15 ani, de când mama lor a murit. De ce atâta ură? Pai, bine, până tata. Pai, da, mă, știa, tata. Să fii cu minte, după. Ora 9 și 30 de minute. Detectivii rămân pe urmele lui. Ajunge în zona apărătorii patriei. Intră într-o firmă. Bărbatul deține un magazin de piese auto. Detectivii rămân să fileze întreaga zonă. Orele trec. În jurul orei 15 iese și subiectul nostru. Grăbit, intră într-un magazin din apropiere.
are o păpușă în mână. Am putea spune că e o jucărie destul de nepotrivită pentru un băiețel de 7 luni. Intră în mașină și pleacă. Drumul îl poartă spre ieșirea din București. Comuna Berceni. Încotro se duce. Oprește mașina. Așteaptă. O fetiță îi sare în brațe. Ce faci, tati? Hei, ce faci? Bine. Bine, faci? Cum a fost la școală? Foarte frumos. Ai luat note? Nu, a vrut să mă asculte. Dumnezeule mare, încă un copil. O fetiță destul de mare și o altă mami. Ce se întâmplă? Mihai oprește din nou. În mașină se urcă o femeie. Detectivii îi filează de la distanță. Cei trei intră într-o vilă. Noaptea se lasă și bărbatul nu mai iese. Cu alte cuvinte, duce o viață dublă. Dimineața, într-un apartament închiriat cu o amantă și cu un bebeluș de 7 luni și seara într-o vilă alături de o altă femeie și un alt copil. Ora 8. Orele trec. Mihai tot nu iese din casă. Detectivii se hotărăsc să intre să vadă ce s-a întâmplat. Bună ziua. Poate să facem o verificare la dumneavoastră? Da. Da? Da, vă rog. Poți da. Să intru? Da, vă rog, da, intrați. Detectivul montează câteva camere de supraveghere prin casă. Să sperăm că adevărul va ieși la lumină. Ora 10 și 30 de minute. Vino să așteptăm surpriza mami, o să spun mâinile la Ogdam. Să te plin de surprize. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Să fii sănătoasă. Vino, iubita lui tata. Uite, ți-a adus tati o păpușă de la Brașov. Mihai, am nu luat... se mai joacă cu păpușile de câțiva ani. I-am luat-o repede că am luat pe fugă când am venit. De... Dar ce să fac cu asta? Să te joci, tata. Uite. Ce să faci cu împălul tata cu ea? Eu câți ani am eu? Hai să tăiem tot. Păi și ce mai fac eu cu păpușa asta? Nu bine, o să-ți ia tata altceva, ce vrei să-ți ia tata, zi? Hai, mami, acum să tăiem tortul. Hai, lasă, drăguță, o schimbă, o schimbă. O să-ți iau tata un telefon. Hai, iubita lui mama, e vină un telefon. Ai avut ia timp să iei un cadou, ar fi ca să-i facem o petrecere sâmbătă. Nu, mamă? Da, e foarte bine, să o petrecere colegele. Mare facem. Sigur, îți chem toate prietenile, mamaie. Sigur, o să facem un grătar, că și așa am terminat grătarul de făcut, o să fie perfect. Familia noastră, dragule, nu face grătar. Noi facem o masă festivă aici. Fructe de mare. Păi ce vă trebuie vouă, masă festivă și fructe de mare? Haide, domne. Să simțim că trăim, nu? Sigur că da, tot săracul face grătar. Tu vrei mi-aduc să și eu neamurile din Slobozia, din Afumaci. Da, așa și tu, dragă. Dar prin Spania n-aveți neamuri, tată. La Spania, Italia, peste tot. Să schimb și tu, mamă, toate prietenele. Păi da, mă, da, uite, mai și bine ce cu banii... Și ce să facem? Să facem cum fac toți? Mai bine cu banii și așa, ducem vacanță. Lasă, dragă, că ne permitem. Părinții mei au dreptate, Mihai, și tu știi lucrul ăsta. Dacă n-ar fi fost, nu se poate, nu se poate. Iertați-mă pe mine, faceți cum credeți voi, că voi știți cel mai bine. Cei Mihai, pentru fată, erau pentru ei, soția mea. Vă mulțumesc că sunteți familia mea și aveți grijă de ei și de mine. Dragul meu, grătar face tot săracul. Și ce să nu facem ceva chinezesc, ceva frumos? Voi știți ce e cel mai bine întotdeauna. E ok. Iată familia lui. O fetiță de 13 ani, o soție și o pereche de socri. Cu toții trăiesc în aceeași casă. Ce mincinos! Mihai este un bărbat care joacă la dublu fără ca nimeni să-și dea seama. Vreau să mă spăl și eu pe față, pe dinți, pe... Foarte bine. Ce, mamă? Nu-i nimic, lasă. Vrem să vorbim. Ce se întâmplă, mamă? De te zgârcești așa? Ce nu se zgârcește, mamă? Așteptam și eu să iei fetițe, o tabletă. Băi, am dat 150 de lei pe băbușe. Hai, asta mamă, că ai anul 150 m-am grăbit și eu, n-am avut timp. 13 ani, mă așteptam un laptop, o tabletă, un lănțișor de aur, că ne permitem. Mămică, nu am avut timp. Ce se întâmplă cu tine în ultimul timp? Ce?
te zgârcești la cheltuielile casei. Cum să mă zgârcesc? Uite, să-ți dau un exemplu banal, mamă. Ce, mămică? Cauți nod în papură acum. Ia, uite, mamă. Uite, detergent. Dar ce are detergentul ăsta? Nu e bun. Că nu-l cunoști mai tare, n-ai auzit de el. Cum să ne ajungă nouă ăsta? Uite asta. E lucru de 3 lei. Dar el mă tale pătăticul și vă duceți frumos și vă cumpărați? Nu, mamă, cum să mergem noi? Știi că socrul tu e bolnav cu coloana? Știi că are probleme? Noi oameni în vârstă să mergem noi la cumpărături? Dar tu ce ești în casa asta, mamă? Mămică, n-am timp deloc, 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 deloc. Să poate, uite, ți-a pregătit mama o listă? Mi-ai pregătit și listuța. Mi-ai făcut programul și pe ziua de azi, nu? Da, pentru două zile. Hai, du-te, matale. Ok, mai o să bine, mă duc te las acum. Te rog eu frumos, te da. Te las, te las, dar să nu uiți da, să cumperi, mamă. Da, mamică, sigur, da? Sigur că da. Hai, du-te, matale, așa ușor. Mai te pupă, mamă. Bine, mamă, te pup. Normal, doamnă, că se zgârcește că doar el mai are de întreținut încă o familie. O amantă, un copil mic și o altă casă. Și când joci la dublu, sunt cheltuieli duble. În mintea detectivilor apare o întrebare. Dacă el nu este fericit alături de familia lui, de ce nu pune punct căsniciei sale? Ora 11:50 de minute. Când soacăra dă ordine, ginerele execută. Chiar dacă a rupt lista de cumpărături, știe ce să cumpere pentru binele familiei sale. Sau mai bine zis, pentru binele lui. Ora 12:30 de minute. Drumul îl poartă de data aceasta spre casa iubitei sale. Pardon, al amantei. Detectivii observă ceva. Asta e chiar culmea. Bărbatul împarte toate cumpărăturile. De asta îl face soacra lui zgârcit. El achiziționează cât trebuie, doar că nu mai ajunge cu ele întregea casă. Ce faceți, mă? Ei, tati, te așteptam. Puțin cam târziu, dar e bine că ai venit. Păi am fugit, mamă. Am fost prin piață, am cumpărat ceva la ăsta mic. Ce faceți, mă, ce faceți? Bine. Stai, tati, nu te uita. Mi-a fost dor de ține. Dar și mie mi-a fost dor de voi. Of, ce facem? Mergeți la pediatru repede. Mergem, păi pe tine te așteptam. Pe mine mă așteptai și de ce nu ești gata? Păi la noi durează puțin. Ce faci, tati? Ce faci? Tati? Da, ce a fost dor de tati? Haide tu îmbracă-te și hai să mergem. Mă îmbrac acum. Cine e? Băiatul de tata. Hei, băiatul de tata, băiat. Tati, bebelaș. Beste, tati, băiatul, un beste. Detectivii observă ceva ciudat. Deși a lipsit o noapte întreagă din brațele Simonei, ea nu-i reproșează absolut nimic. Oare ce minciuni a spus de nu pune niciun fel de întrebare? Nu cumva știe că este însurat și să accepte să fie pe locul 2? Ca o familie frumoasă, își petrec întreaga după-amiază împreună. E clar că în aceste clipe, Mihai a uitat de fetița care îl așteaptă acasă, de soția lui sau de responsabilitățile pe care le are vis-a-vis de socrii săi. Ora 16:15 minute. Băiatul lui tata forțos. Forțos și puternic, am făcut vaccin la băiat. Da, e forțos tu. Ce, mă? Da, cum ce? Puternic ca tine? Da, e puternic ca tata. Ce puternic ești, mă, tu? Cum adică ce puternic sunt? Dacă erai puternic, făceai și tu ce vroiai. Da, tata, ești puternic ca tata. Da. Făceai și tu ce vroiai dacă erai puternic. Hai, mă, iubita mea, nu mai fi așa, mă. Soacra ta și socru cu ce vrea din tine. Hai, mă, iubita mea, nu mai fi așa. Păi cum vrei să fiu? Lasă-mă. Nu vezi cum mă minți într-una? Mă minți pe mine, minți pe copil, o minți pe nevastă ta, minți pe socru, tu, pe soacră ta. Lasă-mă, toată lumea ne minți. Înțelege că trebuie să mai rabzi un pic, un pic și rezolvăm. Dacă nu reușesc, hai, îți promit că dacă nu reușesc să vând apartamentul acolo, o să vând afacerea, vând magazinul păi de piese auto. Păi și pe ăla ți l-a luat socul, din... tu care apartament? Ce mi l-a luat socul? Te rog frumos, încetează cu toate treburile astea. Nu ești în stare să ai nimic al tău. Deci eu, și ce vrei, vrei să plec așa cu buzunarele goale? Așa vrei să plec din căsnicia asta? Acum ești așa vrei să plec. Goale, copilul ăsta ce va face?
Sunt cu buzunarele goale. Te rog mult din suflet, încetează cu toate vorbele astea, pentru că o să le rezolvăm. Nu pot face totul de 2 ani de zile. Iubita mea. Mai aștept încă 2, 3, 5, cât? Fii atentă. Uite la mine. Ascultă-mă. Rezolvăm cu apartamentul, dacă nu vând magazin de piese auto. Și o să fie bine. Informațiile răstoarnă toată investigația. Simona știe tot. Știe și acceptă de 2 ani ca el să divorțeze. Ce fel de suflet are această femeie ca să-și construiască fericirea pe nefericirea altei familii? Mai ales când la mijloc este vorba de încă un copil, apare o întrebare. Simona stă cu el pentru că îl iubește sau pentru ce îi oferă el din punct de vedere financiar? Din câte observăm, ei nu-i lipsește nimic. Stă într-o casă plătită de el, are ce să mănânce, are cu ce să se îmbrace și bebelușul ei are de toate. Te rog, eu sună! Ce s-a astea, mă? Unde este certificatul? Du-te-mă și ia certificatul, că vreau să-ți văd ceva. De naștere! Păi mă, mi-s pe față! O să păcălești alții cum ne-ai păcălit și pe noi? Cât a costat botezul? Tu te-ai păcălit singură. Mare șmecher, aveți grijă ce faceți, dacă vreți să-l preluați, să-l întrețineți. Mâine, păi mine o să facă cu alta la fel. Mergi să vorbești cu el sau ce faci? Mihai! Domnul Ernest! Mihai! Challenge! Ce tu creu pe asta să vină aici la noi? Mi-a fost foarte greu. Ora 9 și 40 de minute. Deși informațiile obținute sunt mai mult decât compromițătoare, detectivii se hotărăsc să monitorizeze și casa în care trăiește familia lui Mihai. Să vedem ce l-a împins pe bărbat să-și facă altă viață. Ce e aici? Ce faci tu? Ce e discotecă? Ce e mamaie? Ce faci tu aici? Dansez! Nu dansa mamaie, lecțiile le-ai făcut? Le fac mai târziu, mama. Nu se poate. Acum întâi lecțiile și după aceea dansul și muzica. Întâi lecțiile învățăm. Da, tati, mi-a dat voie. Lasă-l pe taică tu că-i zăpău. Dacă n-aș fi eu pe capul tău toată ziua, ce-i face mamai? Da, hai, mama, e că știi că învăț mai încolo. Nu mai încolo. Acum. Hai, chiar o să trebuiască să plec la Brașov, iar... Iar tu aici? Da. Nu poți să faci un hotel să stai? Nu, nu. Astăzi acasă cu noi? Și bani, și fericire, și iubire, și distracție, că nu se poate chiar tot. Bună dimineața, copii! Ce faceți, mama? Acum e și mai bună. Ce sunt ăștia? Ce mănânci tu? Apoi crembuse, nu se vede ce-o să... Cum, dragă, să mănânci așa ceva? Da, mă, mămică, ce faci? A spus la televizor că sunt cancerigeni. Vezi, cum mănânci așa ceva? Nu se poate așa ceva, dragă. Iar cumpărați prostii? La gunoi cu ele. Ia uite cratiță cu mâncare. Ia uite, pentru cine stau eu și gătesc toată mămică, ziua? Mămică, te-ai activat. Ia uite, tocăniță. Uite, ți-a făcut mama de ciuperci foarte bună. Cum să mănânci tu așa ceva? Hai, mă, lăsați-vă în șură. Am văzut eu la televizor. După ce că nu ce ai văzut, mă? Cu noi, mai și uite, ți-a făcut mama. Dar trecut ai văzut la televizor că dacă stai cu telefonul prea mult la ureche, îmi randiază urechea și da, creierul. Sigur că acum da. Vezi că băia sunt cancerigeni. Mâine o să vezi că dacă stau și conduc mașina, o să-ți dai seama că fac scurtă la mâini. Ce mai vezi, mămică? Da, mama, și să știi că... Acasă, faci, numai să ne certăm. La nu se poate așa. Și nu-mi place. Cu ce m-ai arătat tu, măi? Ce ia la televizor? Prea mult o răspezi. Dacă n-aș fi eu în casa asta, nu știu ce s-ar întâmpla. Nu știu ce s-ar întâmpla. Nu ne înțelegem cu ea. Nu vă înțelegeți cu ea? Ia mamă și mănâncă o plăcintă. Ia uite, ia și mănâncă. Și atunci, nu văd decât ce înceartă? Ei bine, iată șefa casei. Soacra lui Mihai. Aruncă tot ce nu-i convine și ia decizii fără ca nimeni să apuce să obiecteze. Sau, cum se spune, orice naș își are nașul. În tot acest timp, Simona... Tati, hai răspunde! Răspunde, tati, vorbească băiatul cu tine. Păi cum să răspundă amantei de față cu soacra? Unde pleci acum? Ai văzut bărbatul tău ăsta ce face? Da, mamă. Ai văzut cum ne lasă, ne ignoră și pleacă?
în sfârșit ai răspuns și tu. Ți-ai să nu mă sun când stă acasă că stă soacră Mergeană pe mine? Am și o nevoie de tine și nici atunci nu răspunzi. Vină și tu acasă, plânge ăsta mil, nu știu ce să-i mai fac. Nu pot să-l mai liniștesc. Cheamă pe vecina, fă ceva. Da, mă, că am făcut copilul cu vecina. Niciodată nu vii când am nevoie de tine. Și o să vin și eu cât pot de repede. Copilul ăsta are nevoie de tată, nu de vecin. Gata, mă. Ce faci, mă, tata? Uite, tocmai vroiam să intru aici. La baie. Dar n-ai baia mea tale jos. Ce, Doamne, iartă-mă, înseamnă asta. Da, dar cu cine vorbei? Ai auzit și asta? Păi trebuie să știu tot ce se întâmplă. Păi scapă mă tale ceva? Păi trebuie să știu tot ce se întâmplă, băi. Da? Bine, tata, vorbeam, aveam niște probleme. Da, hai, da, păi am auzit. Folosește, da, folosește, da, baia. Da, da. Să trăiți, mă tale, da, șef. Da, da, da. Vă prezentăm în acest caz Socrii de Coșmar. Unul taie și spânzură, altul care pândește și ascultă pe la uși tot ce se vorbește. Apare o întrebare. Dacă Mihai este nemulțumit de prezența socrilor săi în casă, de ce nu-i comunică soției sale? Ce-l face să tacă și să înghită? Mihai, trebuie să stăm de vorbă. Ce înseamnă asta? Deci trebuie să stăm de vorbă, nu se mai poate așa ceva. Să stăm de vorbă. Ce este un dezastru familia noastră. Am ajuns să nu pot purta o discuție cu tine. Spune. Asculți? Ok, ascultă-mă și spune-ne. Ce înseamnă chestia asta, ce le face măta? Dacă măta a ajuns să-și bată joc de banii mei, doar pentru faptul că ne-a ajutat sau ne-a sprijinit, să încerc absolut. Ce-și bate joc? Cum își permite măta să vină să-mi ia mâncarea din față și din mână și să arunce la gunoi? Cum își permite? Tu cum permiți așa ceva? Ce crezi tu că am ajuns eu aici? Mihai! Ce crezi că am ajuns acum? Mihai! Taci, mă asculti pe mine după care vorbești. Mihai, cu ce își permite? Dacă nu erau ei, noi ce? În ce stagiu eram? Ce făceai fără ei? Ai făcut un împrumut la bancă, atâta tot, și ăla pe 30 și ceva de ani. Băi, fetiță, ai făcut măta și de 20 de mii care ce ai făcut? Ai ridicat decât o fundație și nici aia terminată. Ce făceam într-o garsonieră? Stăteam toți grămadă, unul peste altul, dormeam toți în pat cu copilul lângă noi? Bă, tu ești sănătoasă, cu cine ai făcut copilul ăla? Dacă nu erau părinții mei, nu aveai nimic. Cine a scos bani din bancă? Cine ne-a dat bani? Cine a vândut și a vândut apartamentul să ne dea banii lor? Băi, ascultă-mă, mă, iubita mea. Ascultă-mă un pic, te rog. Sunt de acord cu tine, ai dreptate, știu că ne-au ajutat. Probabil că prostia mare a fost a mea atunci că am acceptat, dar nu mai am cum să întorc timpul. Înțeleg treaba asta, dar prostie? Prostie că datorită lor ești patron, datorită lor nu mai muncești pe 15 milioane și ești patron? Nu, să închid firma. Tu știi că e posibil să închid firma? Ai mai închis alte trei, nu-i problemă, mereu și-a deschis tătii cu alta. Băi, Diana, ascultă-mă și pe mine puțin. Eu nu mai am spațiu. Eu, în casa mea, vreau să stau și eu dacă vreau, dacă pot, dacă simt nevoia să stau în chiloți. Vreau să-mi las farfuria aia nespălată în mama mă și fără să vină cineva să mă tragă de mânică. Vreau, efectiv, nu mai pot, nu mai am aer. Bun, răi sunt părinții mei. Băi, bun, sunt... Niciodată nu am cum să aleg între tine și ei. Sunt ai tăi, înțeleg treaba asta, dar vreau să fiu și eu bărbat la mine în casă. Ai fi putut vreau să fii. Vreau să am și eu putere de decizie în casa asta. Una, două, ai nevoie să iei o decizie, te duci la măta și la tactul. De când nu mai întreba pe mine ceva? Oricum tu. De când nu mai întreba pe mine ceva? Păi oricum tu nu ești lângă noi. Banii socrilor. Răspunsul atât de așteptat în această investigație. Pentru o situație financiară bună, bărbatul minte, înșeală și își bate joc de toți cei din jurul lui. Două femei și doi copii. Păcat. Ernest, însoțit de întreaga echipă, pornește cu adevărul în mână. Și uite aici stă. Hai, băieți. Bună. Bună, domnule Ernest. Vă așteptam, da, vă rog. Hai, băieți. Tata. Gata. Vă salut. E ceva grav, nu? În Roșoga, ce pot să vă zic? Dacă toate erau bune și frumoase, nu mă chemați pe mine de la bun început. Mie mi-ați cerut să aflu două lucruri mari și late. Și le-am aflat. Am aflat de ce nu mai vorbește cu voi și am aflat de ce Mihai nu ia de soție. De ce? Faceți-mi și mie, vă rog, un pic. Deja mă... Chiar în prima zi a investigației, surprindem această discuție între cei doi părinți, iubiți, cum vrei să le spui, că soț și soție nu sunt.
Poate să faci și tu timp astăzi, mai devreme, să mergem la pediatru cu ăsta mic să-i facem vaccinul. Astăzi chiar n-am timp. O să o sun pe sormea să mă ajute. Să n-aude nicio rudă și de niciun neam. Știi că unde-i neamul, se duce tot. De fiecare dată când a venit aici și ai adus-o aici, ți-a băgat limba în ureche, n-ai mai avut nevoie să te speli. Cum poți să zic așa ceva? Una, două, îți bagă în limba în ureche. Și tu ești atât de naivă și atât de prostuță, crezi tot. Ce-am zis eu? Familia nu este bună. Deci asta, are ceva asta cu mine clar. Tu ai încercat să le sabotezi căsnicia? Nu, am încercat să-i ajut, având în vedere că el niciodată nu e lângă ea de când a născut. Și am stat eu și am avut grijă de copilul lui. Cu tot respectul, lui, știi, în momentul în care cineva nu vrea să fie ajutat și este ajutat așa cu forța, faci mai dar mult rău decât bine. Dar și ea cum a putut, am nevoie doar de tine, că noi toată viața n-am făcut altceva decât eu cu tata să avem grijă de ea. Să nu-i lipsească nimic, să-i fim alături, să aibă ce să mănânce, să aibă să descurce. Eu îți înțeleg supărarea, dar sora ta a ajuns în punctul în care are familia ei, are copilul ei și va trebui să respecte asta. Și un bărbat care nu vrea să o ia de nevastă. Asta este altă discuție, dar așa, atâta vreme cât ea trăiește cu el, atâta vreme cât ea da, îi respect acceptă, decizia. Asta e, că ea acceptă. M-am bucurat. Lucrurile în viață nu sunt bătute în cui. Și acum să-mi vină situația asta. Vreau să vă arăt ceva, veniți vă rog frumos aici un pic. Mai sunt. Mihai pleacă de acasă. Plecă la serviciu. Detectivii rămân pe urmele lui. Omul se oprește la un moment dat la un magazin, de unde cumpără un cadou. Pupușă. O pupușică. Oprește mașina undeva în dreptul unei școli. Ce faci, tati? Ei, ce faci? Bine. Bine, faci că mașina la școală. Are copil? Alt copil? Cu cine? Omoară o fetiță. Încă o fetiță. Adică nepotul meu mai are o soră. Îl cheamă Luiza, are 13 ani, fetița. E căsătorit? Clar, e căsătorit. Pe soția lui o cheamă Diana. Diana. Ești Diana? Soția și lui locuiește, oare știe? Locuiește în Berceni, în comuna Berceni. S-a gândit omul să fie aproape de casă, știți? Eu. Să jongleze. La 5 km de aici, cred. Cumva trebuie să ți le aștern, nu? Dacă ții două familii. Păi da, dar... Ar fi mai greu să ai la Oradea cealaltă familie. Și l-am primit în casă și el mai lasă-mă, are un copil. Lasă-mă, nu mai firma și tu acum. Oare câți copii mai are pe lângă fetița respectivă? Și nepoțelul meu? Este singurul lui copil. Singurul. Deci nepotul meu mai are o soră. Mai pot. Nu-mi vine să cred, băi, frate, nu-mi vine să cred. Nu pot să cred că se poate întâmpla așa ceva. De-aia el la botez nu și-a adus familia lui. De-aia el nu vrea să o ia pe sora mea de nevastă, pentru că el este căsătorit, mai are și un copil. Cum să-și aducă familia lui la botez ca să vadă ce? Să le spună ce. Adică un om poate duce o minciună de genul acesta cu ușurință, dar când deja dacă sunt mai mulți oameni implicați în jocul ăsta, mai problematic. S-a ajungat amantă, fata mea. Sora mea mințită, luată de lângă noi, i s-a interzis să mai vorbească cu noi, nu ne răspunde la telefon și el jonglează la două case. Cât de oarbă să fie sora mea să nu-și dea seama când el dispare de acasă sau pleacă și... Cum tu să gândește-te, nu-și dea seama? Tu gândește-te invers. Sau nevasta soția lui, cât de oarbă să fie. Pentru că de bine de rău are niște foarte mulți ani de căsnicie în spate. 13 ani și de 2 ani pentru cu sora mea. Pentru sora ta timpul trece extrem de ușor. Un copil îți consumă timpul imediat. Nu-ți dai seama când a trecut o zi. Nu pot să cred, nu știu. Haideți să vedeți mai multe detalii. Haideți să vă arăt mai multe detalii. O am filmat și pe soția dânsului. Să vedeți unde trăiește. Locuiește împreună cu socrii lui. Am aflat foarte multe detalii legate de acest Mihai. Asta e soția lui? Da. Diana o cheamă. Locuiesc împreună într-o casă cu socrii. Cu socrii? El trăiește cu socrii lui. Socrii lui sunt foarte bogați. Dar cum? Ce toată e? Ce toată e? Înțeleg cum ce suflet are omul ăsta să joacă cu două femei. Auzi, tu ai văzut certificatul ăla de naștere? Nu. De ce? Ce legătură are? Păi are legătură.
că eu în locul lui nu aș mai recunoaște încă un copil dacă am unul. N-are cum, nu cred, adică nu cred cam că... așa e. Nu cred că ar fost capabil de așa ceva să nu recunoască. Și de ce? De ce păi și a făcut botezul, așa a asumat botezul, a făcut păi tita mai petrecerea. Păi și mare dacă... lucru, a făcut botezul și nu a semnat ce... Nu l-a recunoscut, dar i-a făcut botezul, că se pricepe la minciuni. Cum nepotul meu să aibă liniuță în dreptul tatălui? Este puțin. Că asta nu știm. Nu știu, cu ce te ajută pe tine faptul că e trecut în certificatul ăla cineva sau nu. Abar nu am. Păi te cum primul meu nepot fără tată, la școală, la grădiniță, cu tot respect, cu tot respectul, este cea mai mică problemă pe care o aveți. E cea mai mare problemă, domnul Ernest. Se duce la grădiniță, nu la o serbare la asta, fără tată, cu mai mama. Fără tată? Mihai, e viu, trăiește, e tatăl lui. Câți copii merg la grădiniță să fluture certificatul de naștere? Uite, am tată, e trecut aici. Că nu are certificat, nu are tată. Nu întreabă nimeni să lucrurile astea. Să nu ai pe nume, să nu ai pe tată, ba are importanță, are! Pot fără tată, are tatăl, cheamă Mihai, asta e, mai are și o soră vitregă. Dar în acte are un tată să-l cheme Mihai? În acte? Discutăm despre cai vers pe pereți, discutăm despre un act pe care nu l-a văzut nimeni și care nu are nicio relevanță în situația dată. Eram sigur de chestia asta, că nu l-a recunoscut, pentru că și eu dacă am, fac 5 copii, recunosc, să nu plătesc pensia. Deci nu cred că sora mea poate să fie atât de proastă încât să nu accepte cine știe sub ce minciună, nu mă trec tatăl copilului. Păi până una alta, sora ta este întreținută de el, da? Corect? Dar de ce am mai făcut copil cu sora mea să o chinie? Nu putea să o ține decât așa, i-a mai făcut și copil. Simona știe, ai aflat? Simona știe? De treaba asta? Ioane, și asta e o discuție. Adică cum? Cum adică e o discuție? Cum și asta este o discuție. Și din punctul meu de vedere, asta e cea mai mare problemă a voastră. Ce vrei veniți să spui? Coace un pic. Ce vrei să spui? Veniți în coace un pic. Știai foarte bine în momentul în care am fost prima oară la PSUC că eu sunt însurat. Ai acceptat și te-ai complăcut în situație. De ce stai să-mi scoți ochii atât de mult cu toate? Știam. Știai treaba asta sau nu știai? Știam, dar mi-ai zis că o să fie bine și că o să rezolv, că nu și mai ai nicio bine. Treabă cu ea. Păi nu mai am treabă. Nu, opriți că nu, opriți, vă rog frumos, opriți, nu, deci nu, sora mea știe. Sora mea știe că el este nu poți să crezi, Știe, acceptă, nu spune nimic. Ce are în cap cu să accepte așa ceva? Am făcut și un copil cu el. Ca să-și complice și mai mult situația. Adică eu și tata am crescut-o. Să-și bată joc în halul ăsta de noi, să facă un copil cu un bărbat însurat. Nu ar fi nici prima, nici ultima. Iubirea nu ține cont de lucrurile astea. E, iubirea la ea e o iubire proastă. Cine ești tu să judeci? Cine ești tu să știi? I-am fost mamă, cum să nu judec când o văd că are un copil cu un bărbat care este căsătorit, care ea știe, el este întreținut de suflet. Și a fost alegerea ei. Ea singură și-a ales acest drum. Nu pot să ea singură știi, a știut în ce se bagă. Când erați la botez cu toții în al nouălea cer, ea știa exact de ce familia lui nu a venit, ea știa exact toate lucrurile. A spus că o să divorțeze. Ce s-a întâmplat cu voi? Ce e cu relația asta așa? Vine când este nazare? Cum? Știi cum e măsa ei, socrusul, toată ziua trimite faia. Știu cum e relația, dar nu prea e treaba... Da. Cum e relația lui la casa lui, la familia cu care locuiește, pentru care este ginere, soț. La tine este așa, musafir, când vrea el, când îi se năzare lui. Să știi că îmi pare rău, nu prea tu-l iubești, dar ce face el nu e dragoste. Îl iubește pe acest om și ăsta profită de treaba asta. Nu profită, tată, nu vezi că ea acceptă? Ce să mai profite omul ăla de ea? Ea acceptă! E atât de proastă și oarbă încât ea acceptă. Acceptă să fie măgar închiriată. Ce arată la căruță? Pentru ce? Că stă cu chirie? Ce? Că i-a făcut un copil? Dar unde am greșit? Unde am greșit? Asta e ideea. Că i-am oferit tot. Aia acolo unde am greșit. Unde am greșit? Da, că i-am oferit iubire, că i-am oferit încredere. Da, și acceptă să fie măgar închiriat. Nu, știu unde am greșit, nu trebuie cu nimic. Și trebuie așa și dormi. Bănuiesc că nu i-a pus nimeni pistolul la tâmplă, nu a obligat-o nimeni. Și ne-a lăsat pe noi impresia că tu noi am greșit. Tu gândește-te așa. Noi am greșit față de ea, că am judecat bărbatul. Ea pe undeva a aflat că el este căsătorit. Cred că așa și în momentul ăla, ok, a luat o decizie. Ce fac? Mă duc în stânga, mă duc în dreapta. Și a ales să fie cu el.
a ales să fie a cincea roată de la mașină. Asta spune tot, da? Ce viață e asta? Ce viață poate să aleagă ea din asta? Pentru că stau într-un apartament cu trei camere cu chirie și că plătește el? Așa stă la mine, nu plătea nimic acasă aici. Dar ea stă acolo, cu ce o încălzește? Măi, problema se iubesc, nu se iubesc. Dar eu vreau să știu dacă Andrei are liniuță în certificatul de naștere. Cu ce schimbă situația? Cu ce schimbă situația? Păi că apare se acolo? Schimbă. Se schimbă cu ceva? Schimb. Păi eu vreau să aibă tată. Acum mergem la Simona. Ne îmbrăcăm și mergem. Durerea unui părinte care își crește copilul singur e mare, dar durerea unui copil de a crește fără un tată este fără margini. Este momentul ca Simona să-i dea niște răspunsuri părintelui său. Vino ca să vezi. Dacă e și el acasă, cu atât mai bine. Poate mai, mai bine că scoate în viața mai... La mașina nu i-am văzut-o parcată. A, nu e, da. Înseamnă că e la cealaltă familie, că doar cine are două. Cine știe? Hai, 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 tu, sau, hai, hai că intru eu primul ca să ajungeți. Hai, du-te, du-te cu ei. Hai, hai, hai. Să vedeți unde este. Stai, ce faci, omule? Sărut mâna, ne cerem scuze că dăm buzna așa la dumneavoastră. Cel unde mic este acasă? Certificatul? Încet că se doarme. Cel mic? Ah. Certificatul, unde este certificatul? Ce-i asta? Ce înseamnă asta, tată? Vrem certificatul. Unde e certificatul? De naștere. Certificatul de naștere al lui Andrei. Al lui Andrei. Cum, unde e? În casă, de ce? Dă-ne certificatul. De ce? Dă-ne certificatul, că știm tot. Vreau să văd eu ceva. Ce știi? Știm tot, știm tot. Du-te, mă, certificatul, că vreau să fac ceva. De naștere al lui Andrei. Hai. Ce să faci tu cu el? Să mă uit la el. Dar nu înțeleg pentru ce stai certificatul. Zi-mi întâi ce să faci cu el. Mă uit la el. Ne-ai mințit, soră, ne-ai mințit, dă-ne certificatul. Să văd dacă are tată sau nu are. Ne-ai mințit, ai ținut cu el. Hai, cum să n-ai ținut cu el? Ai doar îmi cunoști. Certificatul, dă-i certificatul. Dă-mi face certificatul. Ți-ai bătut joc de noi și noi am avut grijă de tine. Ce înseamnă asta? Ce oameni ești aici? De la Canal D suntem, doamnă. Știm tot. Ochii din umbră. Nu e căsătorii, dar e copil. Cum ai putut să accepti așa ceva? Când noi toți, și eu și tata, am avut grijă de tine de când mama a murit, cum ai putut să accepti un bărbat căsătorit cu un copil acasă? Dar nu înțeleg. Ce te bagi tu, iar? Cum de ce, ce te bag? În ce mă bag? A recunoscut? Are nume? Cum să n-aibă nume? Ia tata. Da. Tu ai o relație cu un bărbat care e căsătorit? Tu ai acceptat? Dar ce e treaba ta? Iar te bagi. Cum ce-i treaba mea? Tu m-ai dat afară din casă și eu am avut grijă de tine și te-am ajutat de fiecare dată și am avut grijă să nu-ți lipsească absolut nimic. Ce pot? Cum puteam eu să aflu adevărul? Am apelat la domnul Ierni să afle? A trebuit să apelez la el? De ce nu m-ai întrebat? Păi bineînțeles că ți-am adus camere dacă tu nu vorbești da, cu noi. Da, mă, l-a recunoscut. L-a recunoscut. Ce să mă întreb? Ce să te întreb? M-ai dat afară. Care era motivul pentru să te caut? Nu mă bag. Ia-ți mă certificat. Caut adevărul. Da. Ce vrei să vezi? Dacă are cunoscut. Zi-mi și mie cum ai putut să accepți când el are o fată, tita mai fata de mare de 13 ani, este căsătorit, stă cu socrii în casă și pe noi ne îndepărtează de tine și tu accepți? Ce vrei să fac? Îl iubesc. Îl iubești? Dar el te iubește? Meu, asta e iubire? Iubește. Te iubește? Sigur? Da. Și de ce n-a divorțat? Știi tu? Mai încerc când doar cu copilul. Minciună? Nu trăiesc nicio minciună. Am copil, are tată. E Mihai, îl cunoști, îl cunoști și tu. Da, le-ai dus în casa noastră și el căsătorit. Cum ai putut să înghiți pastile astea și minciuna asta? Măi, dacă nu știai, era altceva. Cum ai putut să o accepti? Era altceva dacă nu știai. Dar ce e în capul tău? Cu ce te încălzește că doarme trei nopți la aia și o noapte vine la tine? Și mai... Ok. Când? Mi-a zis că mă iubește, eu îl iubesc, am făcut un copil cu el când în iubire. Mi-a zis că o să vină să stea cu mine, soția lui n-are nicio treabă. Păi cum n-are nicio treabă dacă se duce... Ai făcut un copil și el tot n-a divorțat. Zici de câte ori vine acasă la tine? Pe săptămână de câte ori vine acasă la tine? Vine fiecare zi, în fiecare seară. Și cât stă? Vine, uite ce e, jucării... Lasă-mă jucării, că nu te joci tu cu jucării. Nu, eu copilul. De câte ori vine el acasă și cât stă, stă toată noaptea? Stă, tată, stă, pleacă când are treabă, mai vine, se unde duce la treabă, la cealaltă familie? La cealaltă familie. Uite unde că are treabă? La fisa de la școală? L-am... Care e treaba lui? Ne-a spus totul.
Nu știu dacă ți-ai explicat. Pe nevastă sau o știi? Pe fisa ai văzut-o vreodată? O știu că veneau la firmă la el. O știi și pe fisa ai văzut-o? O știu și pe fisa. Și unde locuiesc și tot? Și nu stai într-un amărât de apartament cu două camere? Și unde să stau? Ăsta el mi l-a închiriat, el. Stăm împreună, eu cu el. El. Și copilul. Dar cum poți să accepti așa ceva? Unde vezi tu iubire în asta? Zici și mie unde vezi tu iubire în asta? Așa mi-ai făcut mereu. Te-ai băgat, te-ai băgat, m-ai stresat. De ce crezi că nu ți-am zis? Dacă mi-erai aproape pentru și venit și mă întrebai... Pentru că ai luat o decizie greșită! Cum nu ți-am fost aproape? Cum nu ți-am fost aproape? Poți să spui asta că nu ți-am fost aproape? Și el unde este acum? Unde este el acum? E la muncă. E la muncă. Dar soția ce lui crezi? Știe că e cu tine. Zici și mie, te gândești copilul ăla, fetița aia, cum și Andrei? Cum crezi să știe, doi copii într-o minciună? Cum să știe? Cum, cum să știe soția lui? O să divorțeze, o să fim împreună, când? O să mai ia de nevastă, o să... Când? Cât o să mai accepți tu să trăiești în minciuna asta că el o să divorțeze? Mi-a când? Promis. Când? Alegerea este a dumneavoastră, domnule. Eu nu am venit aici să vă influențez în niciun fel. Ideea mea este să stai lângă noi. Să fii lângă cum? Noi. Cum dacă nu avem bani? Păi cum? Bun, vrei să vorbesc cu el să deschidem, să deschizi altă firmă ca să stai cu noi? N-am să mă gândesc la asta, dar fi o soluție. Păi dacă asta te mulțumește, voi vorbi cu el, Mihai. Na bine, mă iubit, hai că eu mă grăbesc, mă duc la muncă, vorbește cu el, da? Vorbește tu cu el și dacă este în an, ei zici că faci o soluție și ne-ar ajuta pe noi. Te rog frumos, barem de data asta. Na, hai să facem ceva ca să poți sta mai mult acasă. Tu accepti minciuna lui, tu l-ajuți? Ați făcut botez, a mințit, ce a mințit oare familia aia când ați avut botezul? De unde ați avut bani de botez? De la el. De la el? Sau de la socrii lui? Bun, cunoscând că el este căsătorit, că are un copil, de ce ați început o relație cu el? De pentru fraier. Că am întrebat se plângea pe la mine că nevasta lui nu-l înțelege, nu-l ascultă, e ca o zlugă în casă. Toată ziua venea, plângea și plângea amarul. Între timp, pot să ca zic că m-am îndrăgostit fără să-mi dau seama. Și ați acceptat situația. Îl iubești pe Andrei? Cum să nu-l iubesc pe Andrei? Și ce viitor îi dai tu lui Andrei, exemplu de tată? Du-te la copilul tău acum care doarme, e mic, are 7 luni, încă nu-și dă seama, tăticul îi aduce jucării și îi atrage atenția. Când va crește mare, cum poți tu să-i explici lui care tată cu jumătate de normă? Că trebuie să se împartă în altă parte. Nu asta vrei așa. Și ai tu un viitor pentru copilul tău? Așa tată, așa exemplu? Lasă-mă, te gândești la tine. Gândește-te la copilul tău atunci dacă nu la tine. Sorul meu, gândește-te bine. Ce faci? Unde te-ai dus? Simona? Simona, tu ți-aduci aminte de maică ta când a murit? Ai văzut ce greu și mi-au fost ăștia 15 ani, mi-a fost foarte greu. Tu știi. Mi-a fost foarte greu, știi situația asta. Nu știam să fac mâncare, am învățat să vă fac mâncare. Nu știam mai nimic. Așa că, da, ea v-a crescut, ea v-a dat educație, că eu am fost cu munca. Deci, spune tu, vrei să stau neliniștit până mor? Nu, tata. Andrei are nevoie de tată. Tu o să vezi că e greu, fără tată e greu. Și fără mamă, și fără tată, e foarte greu. Știu, tu m-ai învățat să fiu puternică și pot. Da, mă, dar de ce să te chinui, de ce să te chinui? Mergem acum, te rog eu, hai, te rog eu. Mergem acum și apri și dacă te iubește, că dacă te iubește, vine după tine. Ia o decizie acum. Ce? Vine. Gata, tata, Raluca. Da? Mergeți. Mergem. Unde mergem? Mergeți, lăsați-mă să mă îmbrac și ne vedem jos. Deci asta este decizia ta, mergem la el, da? Deci mergem la el. Mergem la el, da? Mergem, lăsați-mă hai. Să mă îmbrac. Hai, okay. Hai să o lăsăm. Okay. Hai să o lăsăm să se îmbrace. Gata, hai. Hai să nu mai supărăm acum. Nu mai supăr, gata. Ești fericită acum? Ai obținut ce ți-ai dorit? Da.
Și nu e vorba de fericire. Îi spune așa, hai să jucăm cu cărțile pe față, nu să ne, normal, să ne luăm pe ocolite și... Nu, sunt fericită pentru alegerea care a luat-o, pentru că până la urmă e vorba de sora mea și binele ei în viitor. Bun, ok, măcar știm unde ne situăm. Momentul adevărului. Să vedem ce va alege Mihai. Stabilitatea oferită de familia soției lui sau dragostea amantei sale? Dar trebuia să vii la mine să-mi explici. Păi, sora mea, cum să vin la tine când ultima dată când am venit la tine și ți-am pus doar o simplă întrebare de ce el nu este prezent să te ajute la copil, tu m-ai dat afară din casă? Pentru că te bagi mereu, mă întrebi, mereu îmi zici unde e, unde e, unde e, unde e. Bineînțeles că mă bag, pentru că sunt sora ta, te-am crescut, ți-am dat educație, am avut grijă de tine, ți-am spălat, ți-am făcut de mâncare. Eu și tata. Acum îmi scoți ochii? Nu, nu-ți scot ochii. Doar că ai făcut o greșeală. Ți-a spălat creierii, nu știu ce ți-a făcut. Cum ai putut să accepți să te bagi în așa ceva? Ți-am povestit, tu ai fost mereu lângă mine, da? Ți-am povestit, știi că îl iubesc, m-am îndrăgostit de el. Ți-am povestit când am rămas gravidă, el mi-a zis păstrează-l că te iubesc, că vom fi fericiți, o să divorțez. Când? Când? O să vedem când. Mi-a tot promis. De ce nu ai fost atentă? Puteai să nu faci copilul și așteptai întâi să divorțeze. Acum îți place că, uite, ne duce și la femeia aia acasă, are și ea un copil la rândul ei. Nu te-ai gândit și la soția lui, la fetița lui, înainte să faci așa ceva? Tu ai ales să merg la el. Eu am ales să merg la el? Eu am ales să înfrunți adevărul. Uite-te în ce te-ai băgat. De când l-ai cunoscut pe el? Ți-ai luat mâna de pe noi și ai luat tu de capul tău, că ai cunoscut iubirea. Da, ai mai avut prieteni și parcă nu e iubit ca ăsta, zici că ți-a spălat creierii. Ce voi sunteți familia mea. Da? Și el e familia mea împreună cu Andrei. El? El. Se pare că el mai are o familie și sunt două familii. Eu am una singură, tu și tata. Și pentru tine și pentru tata o să lupt până în pânzele albe. Și dacă e nevoie să înfrunt pe soția lui, înfrunt și pe soția lui. Nu accept așa ceva. Dă-o mai așa, dă-o mai în față un pic, fata. Dar mașina lui nu e aici, el nu e aici. Îți place ce casă are și tu stai într-un amărât de apartament cu două camere? Și nu vrei să vii? Anunță-mă dacă știi unde se duce iubărețul nostru, bine? Haide merg cu tine. Nu o să fac asta. Ba da. Am ajuns aici, am ajuns până aici și ce faci acum? Du-te acum, sună acum. Haide. Te rog eu, sună. Haide. Te rog eu, sună. Sună la ușă, te haide, rog și spune eu. Cine ce, ești? Am venit până aici degeaba. Hai, te rog eu. Dar am venit până aici, am vorbit și am discutat și acasă. Haide, suntem deja aici. Stai tu liniștită după aceea și eu și tata. Te rog, gândește-te la Andrei. Hai, te rog, hai, te rog eu. Haide, sunt eu lângă tine, e tata lângă noi. Hai, mă, că ce să-ți facă? Uită-te la mine, nu sunt în stare, nu pot. Te obligă pe fata asta să facă ceva ce ea nu vrea. Uite. Haide, suntem aici, am ajuns până aici. Hai, te rog eu, nu te da bătută tot mai acum. Lasă că sunt eu. Dacă ea nu-și dorește lucrul ăsta, de ce o obligi? Explică-mi și mie. Pentru că am ajuns până aici. Este viața ei, este alegerea ei. Nu, asta este alegerea ta. Alegerea este greșită. Este sora mea, eu am avut grijă de ea și nu voi lăsa să-și facă o greșeală care poate să costeze și chinuiala de a crește un copil singură. Sora ta nu are 2 ani, da? Dacă ea nu vrea să facă asta... Degeaba are pe 27 de ani. Deci nu pot, tată, lasă-mă. Hai, te rog eu, am venit până aici degeaba, hai, te rog. Nu pot să merg, înțelege că nu pot să fac asta, nu pot. Te ascult. Ok, bine. Hei, trebuie luat o decizie acum. Omul nostru o să ajungă cam în 2 minute. Ori plecăm, ori stăm de vorbă cu el. Dar vreau ca decizia asta să fie a ta, nu a tatălui tău, nu a surorii tale. Vreau pur și simplu să fie decizia ta. Ok, haideți, ne urcăm cu toții în mașini. Urcați-vă în mașină, vă rog. Toată lumea în mașini. Este suficient de mare cât să hotărească pentru ea. Nu o obligăm să facă ceva ce ea nu și-ar dori să facă.
Îmi pare foarte rău, dar nu mi se pare în regulă. Nu mi se pare normal. Să trageți de ea ca de un zgârci, să facă ceva ce ea nu-și dorește. Nu poți să lași așa, odată ce am ajuns până aici, nu poți să te las să faci treaba asta, să te oprești din drum. Nu poți să fac asta, stai aici, mergem acasă. Trebuie, Simon, ai încredere în mine. Mergem acasă, nu te duce. Mihai! Ce-i cu tine aici? La un coleg? Ce coleg ai tu aici? Un coleg de muncă care e problemă. Ce coleg de muncă? Un coleg de muncă, ești nebună. Și ce nume are colegul tău de muncă? De ce mă întrebi asta, că nu te înțeleg? Pentru că vreau să știu de ce nu ești lângă sora mea și lângă Andrei. Băi, ești nebună, mă ocup cu munca. Te ocup cu munca? La ora asta așa târzie te ocup cu munca aici? Muncești și până la 1 noapte. Muncești și până la 1 noapte? Da, sau plec cu nopțile de acasă. Băi, m-am mis pe față. Hai, mă, să rezolvăm problema. Nu pot, tata, nu știi ce probleme ai făcut. Am înțelege că nu tot pot. Cartierul ăsta, ce naiba? Nu pot, vreau să mergem acasă acum. Nu mai, mă, te rog, că tot a venit mergi el. Să vorbești cu el sau ce faci? Nu pot să-i fac una ca asta. Știu că ești căsătorit, știu că ai un copil, ce? Știu că stai cu socrii în casă. Da, 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 nu că ce, mă? Nu că ce, mă? Da, că eu nu sunt sora mea. Căsătorit cu sorta. Aproape, aproape căsătorit. Nu ești tu vinovată, n-ai ascuns tu toate treburile astea. Dar nu ți-e rușine, om, în toată firea? Cu doi copii plonjezi la două case? Tu crezi că eu nu știu tot adevărul? Ia mâna după mine, că nu e sora mea iar gravidă. Doi copii, Mihai, că știu că ești căsătorit. Nu mai te juca cu mine și nu mai încerca să mă miști pe față, că eu nu-s nevastă ta. La un mecanic. Ce accident? Bună seara! Ce faceți aici? De ce faceți? Dar ce accident? Despre ce e vorba? Unde e zgâriat? Unde s-a întâmplat? Dar unde s-a întâmplat? La serviciu. Păi să văd și eu unde, ia să vedem, unde aveți problemă la mașină? Nu, 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 nu la mea, cu ailaltă a unui coleg, de-aia vă zic. Păi și unde e mașina? Mașina avariată. Pentru că am rămas acum? Da, 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 trebuie să o facem. Hai, nu vă mai certați, rezolvați civilizat și bine. Păi nu ți-e rușine? Dar nu ți este rușine? Dar nu ți este rușine așa, n-ai puțin de bun simț? Să fie rușine de? Să nu ai pic de bun simț, tu crezi că eu nu știu cine e femeia? Cine e? Tu crezi că eu nu știu cine este femeia? Mama colegului meu. Du-te, mă, de aici, doamnă! După reacția ta îmi dau seama că știi cine suntem noi, cu ce ne ocupăm. Doamnă! Da. Stați puțin, doamnă. Stați puțin, doamnă. Stați puțin, ce căutați la mine în curte? Știți cine este domnul de... m-ați văzut de vorbă cu el? Da, știu cine. La ce căutați la mine în curte? Vă rog să ieșiți afară. Lăsați-l pe domnul, lăsați pentru accident. Îmi veniți cu camere aici la mine în curte. Lăsați-l pe domnul, lăsați-l pe domnul. Știți cine este domnul din stradă de eram de vorbă cu el? Da, este ginerele meu. Este ginerele dumneavoastră? Da. Știți cine este? Este tatăl nepotului meu, Andrei. Da, da. Ginerele dumneavoastră are o relație cu sora mea de 2 ani. Ginerul dumneavoastră să împarte între casa cu copilul, cu fata dumneavoastră și cu sora mea. Păi, dragul meu. Uite-l. Am venit. Mi-ai zis că alege. Am venit să văd cât de bărbat ești, cât de asumat ești. Doamnă, credeți că veneam de nebună nu, aici? Nu, există, deci nu cred așa de... Vă rog ieșiți afară, domnule. Vă arăt poze, lăsați-l. Vă rog ieșiți afară din curtea mea. Lăsați-l. Acum ieșiți afară din curtea mea. Lăsați-mă doamna în pace. Ieșiți afară din curtea mea, vă rog. Să vedeți ce om aveți în casă. Lăsați-l domnul cu camera. Diana, vin o mână în coace. Aveți sub acoperiș, uitați aici fotografii, că vă arăt acum de la botez, dacă nu mă credeți. Și să-mi spuneți mie dacă ăsta nu e ginerul meu voastră. Uite-l, nepotul meu Andrei, sora mea, uitați. Da? Că nu stau să mă joc cu nimic. Ce s-a întâmplat, nu? Ce soția? Ia, uite, în camere aici. Domnule, să nu ieși afară. Ești domnule afară din curtea mea. Stați-l, că nu vă face nimic camera. Ești afară din curtea mea, te rog foarte mult. Nu vă face nimic, nu vă violează domiciliul. Spune, cine sunteți dumneavoastră? Uite, spune și... Eu mă pare bine. Diana. Așa, pe mine mă cheamă Raluca. Ia uite, drag. Ce s-a stat? Am zis că mă iubești. Mă și iubești? Te iubesc foarte mult. Ce s-a stat? Și eu te iubesc pe tine. Mi-ai zis, mi-ai promis că o să faci o alegere. Acum e momentul să o faci. Nu pot să mai aștept. Așa. De ce așa? Nu pot să mai aștept. De ce cu Ernest după tine? De ce cu camere după tine? El nu are niciun amestec, înțelegi? De ce? Raluca a apelat la noi. Raluca și cu... A fost la ea acasă. A fost la ea acasă și oarecum soră s-a pus-o în fața faptului împlinit.
cu Ernest, zice, cu camerele. Ce alege? Deci când a avut niciun amestec în asta? Nu, nu putea să oprească. Nu venea ea, venea Raluca. Știi cine este în poza asta? Soțul meu. Cu cine mai? Cu o femeie și un copil. Așa, știi cine este femeia? Această femeie este a fost angajată a firmei soțului meu. Poftim. Copilul ăsta e copilul soțului tău. Cum așa ceva? Da. Nu este soțul posibil. Tău și ce se întâmplă cu acești sora mea, oameni? Are o relație cu sora mea de 2 ani și au un copil împreună. Ok. Mă iubești? Da. Ai un copil cu mine? Da. Ai un copil cu fata asta? Ce alegi? Te las pe tine să faci treaba asta. Stați puțin să-l chem pe domnul Ernest să vă arăt de ce am venit la dumneavoastră în curte de spuneți că v-am făcut mare mascara. N-am avut de ales. Păi ce ți-am zis eu să nu-ți bagi familia, mă? Ce ți-am zis? Că e exact tata. Același lucru am trăit. E tata și sora mea. Cum ai tu familie? Ailaltă, la fel, am îmi zice, eu. E mama, e tata. De ce, mă, ca să o minți tu în continuare? Ca să o minți tu în continuare, lasă că nu mai merge așa. Mihai! Domnul Ernest! Mihai! Ce tu pe upa asta să vină aici la noi? Mă iubești? Da. Du-te acum Mihai, și rezolvă. Vino încoace imediat, acum vin curte! E băiețel și îl cheamă Andrei. Cam despre Mihai, asta ar fi vorba. Mihai, ce trebuie ca asta femeie ăsteia care a fost angajata noastră? Și cu un copil în brațe? De-aia te zgârceai tu, mă, la bani? Ne fii tu, că mă acuzai că vin în casa de-aia ta așa până pusă masă. De-aia ce înseamnă lucrurile astea? Okay. Tu faci pe șeful cu toată lumea? Nu taci deloc! De ce să tacă? Tu faci cu șeful chiar cu toată lumea? Ce înseamnă lucrul ăsta? Întreți o altă femeie pe banii părinților mei? Câți bani v-am mâncat, doamne? Cum, doamne, am avut apartament, am vândut apartament, am avut, i-am dat banca să-și facă vila asta frumoasă. Am zis, avem și noi o cameră aici, să stăm liniștiți la bătrâneți, nu se poate așa ceva. Unde locuiești tu cu această femeie? Își bate joc. Ce fost, mă? Nu fi obraznic. Cum adică? Nu te-ai sutrat. De aia te zgârceai la toate. De aia nu vrei să faci cumpărături. Unde m-am băgat? Și acum vii și mi-o lași. Că dacă nu eram eu, eu am făcut totul în casa asta. Uite-te cât tot circul ăsta acum. Nu este niciun circ. Foarte bine că s-a întâmplat acum, că cine știe ce s-a întâmplat pe viitor. Mai făceai încă un copil, nu? A și tot nu divorța, că nu se putea. N-am ce să vorbesc după poartă. Dar banii mei au fost buni? Dar banii mei au fost buni. Au fost buni? Lasă-mă în pace. Dacă te-am băi, făcut mare patron, a fost bine? Băi, a fost bine că te-am făcut patron. Sigur că da, a fost bine. Ți-a plăcut? Ce să mă aduc, mai obraznicule? Ce să mă aduc? Mihai, te rog frumos să încetez pentru... Te rog să iei mâna după aia. Nu este posibil ca tu, ca tu să-ți faci o altă familie. Cu 10 femei, eu. Dar să-ți faci familie, să copil, ce casă! Ce să mai vorbești? Păi uite, domnule, nu este aici, ne-a arătat fotografii. Dar de ce ne-ai mutat în curtea noastră dacă tu stai aproape de noi? Păi mai aveai puțin. Ce să mai vorbești? Deci că nu poți să poftești să se mute cu noi. Nu este problemă, părinții mei mai pot întreține și altă familie. Mai vrei încă 2-3 familii? După ce ne-ai mâncat banii, banii noștri au fost buni. Te-am făcut patron. Mama, e disponibilă să mai crești încă 2-3 copii ai soțului meu? Cine să-i crească ăsta care nu interesează să întrețină pe el? Întreține ăsta încă 2 copii sau un copil? Firme. De asta vrei bani? De asta? De-aia n-aveai bani. Păi nu aveai nimic. După ce am avut grijă, da? De ei, pentru că am ales din banii lor. Și din cauza cui s-a ajuns aici? Din cauza ta. Din cauza cui ai zis, hai să ne mutăm cu mămica și cu tăticul. Bun, și ce, nu ți-a fost bine? Nu ți-a fost bine că ți-am dat bani? Ți-au plăcut bani? Ai avut de toate? Nu ți-a fost bine? Din cauza cui s-a ajuns aici? Din cauza cui? Ți-ți place situația în care e? Îți place cum vorbește? Pe mine m-a jignit și m-a făcut de toată mascara în fața ta, ai tăcut din gură. Și uite-te la soacră, ce frumos de explicații. E bine așa? Și îmi zici mie că mă bag în viața ta și că mereu m-am băgat? Păi uite! Mihai, nu mai poți să vei de doar. Mihai, te doresc. Hai, lasă-mă. Hai, lasă-mă. Zgârcitule. Nu mai pare rău. Atunci cu ce o să întreții femeia aia? Pentru că părinții mei nu sunt mai disponibili. Tu ne ești în stare să întreții pe tine, întreții tu copii. Ce o să faci? Să muncești pe 15 milioane ca să ce? Să plătești o chirie, să stai? Ce-i dai copilului să mănânce? E problema.
Asta nu-i s-a revenit nimic, mama. Banii părinților mei. Da, da. Da, este problema mea pentru că ți-ai întrețit. Ia uite pentru ce. Banii părinților mei. Băi, fată, a fost problema ta. Nu. Deci te rog frumos să-ți controlești gesturile. Trezește-te la realitate. Cum l-ai cunoscut pe omul ăsta? În ce stagiere tu l-ai cunoscut? A, foarte bine, erai angajat al lui. Îți dădea un salariu în care tu să supraviețuiești pe lună. El te-a văzut pur și simplu un om care are nevoie. Pur și simplu te-a văzut un om nevoiaș. Nu o doamnă ca ea, care are casă și își permite orice. S-a folosit de tine. Pentru bani ce a crezut? Lasă că fac din ea ce vreau. O țin și pe aia că e bună și îmi dă financiar și pe partea asta altă pot să mai am încă una. De ce n-aș avea? Dacă nu e adevărat, s-a îndrăgostit. Altfel nu stătea cu mine, altfel nu făcea copilul. Și de ce n-a divorțat? Ce justificare poți să ai tu faptul că nu a divorțat? O să se întâmple și asta cumva. Când? Când? Uite-te la el că e frică să nu-l dea nevasta afară. Se întâmple și o să vă demonstrez că ați greșit. Bun, aveai ce aveai cu noi. Nu mai ai loc de noi. Tata, cu mine, dar copilul tău, Mihai. Dar ce să aibă dragă cu noi? Te-ai bătut joc de copilul tău. Gata. Vreau să ascultați asta. Ia uite. Hai să vorbim. Hai să vină apoi, că n-o să ai din ce să trăiești. Uite, fată, că a plecat cu aia, l-a luat și a plecat în cul. Tati, habar n-are. Uite, tati, mami. Dar va fi bine, când o să mă mut cu voi, o să știu de toate. Dă la tata. Tata, tata, mai avem puțin și o să stăm împreună, tata. O să stăm împreună, da. Sper să fie curând. Toată ziua împreună. Mă, ta nu înțelege asta, dar o să vadă, da? Mi-ai zis că o să divorțez. Băi, îți place ce acolo? Că mă iubești? Cum? Că mă iubești? Nu. Și mă compăti mai. Știu. Eu nu am știut de treaba asta, nu am știut nimic. Aici, cu cine nu ai venit? Am știut absolut aici, cu cine ai venit? Aici, cu cine ai venit? Împinsă de ei. Cine? N-am vrut să vin, înțelege concret, că n-am cu cine vrut ai venit să aici? Vin, n-am vrut să te las pe tine să alegi, dar m-am săturat. Da? Cu ai mei. N-am avut de ales. Ce? Știi foarte bine că treaba asta nu s-a întâmplat și nu o să se întâmple. Cum? Câți bani v-a tocat, doamnă, băiatul ăsta? Domnule, dar am avut apartament în centru, l-am vândut, le-am dat lor să-și facă vilă, după aceea am mai luat un apartament, l-am închiriat, toți banii ne-a tocat ăsta. Știați că Simona, că așa o cheamă, știați că a fost angajată la una dintre firmele lui? Eu nu știu pe cine angajează și pe cine nu angajează el, dar nici nu mi-am închipuit că e atât de nemernic, el tot timpul pleca. Pleca tot timpul. La Brașov, după contracte, dar după... Dar și demonstra în vreun fel că... V-ați convins, da, că vedeam, te rog, lasă-mă în pace, că sunt foarte supărată. Vă înțeleg, vedeam, știu cum e. Bonuri, vedeam bonuri de benzină, vedeam că merge până acolo, mă uitam și la kilometraj, că îl mai urmăream așa, dar... De ce? Erați suspicioasă în privința lui? Eram suspicioasă că pleca prea des, dar nu m-aș fi gândit niciodată că s-a ajunge. Și câte firme aici a avut până acum? Păi a avut două firme și am mai deschis, a închis-o, i-am deschis noi asta, că am zis să fie patron, să-i meargă bine de piese auto și asta a mers foarte bine. Dar foarte mult zgârcit era. În ultimul timp îi dădeam listă cumpărături și nu vrea să cumpere. Cea că să mergem noi să cumpărăm. Are cheltuieli. Are un băiețel de 11 luni. Păi cred că copilul trebuie, dar asta e în stare să întrețină. Îi plătește chirie. Nu e în stare să întrețină pe nimeni ăsta. Nici pe el nu e în stare să întrețină. O să-l vedeți că tot la banii noștri o să vină. Și tot la noi o să vină, dar să vedem cine îl mai primește. Păi și așa îl țineți? Nu îl mai primesc, eu nu-l mai primesc. Toți anii ăștia așa l-a ținut? Că așa l-am ținut, dar a trăit mai mult pe banii. Nu v-ați dat seama din ce a luat ei el? Tu îl cunoști, da? Eu n-am venit să destram o familie aici, da? N-ai venit, dar acum de ani de zile te-ai cucat cu soțul meu și ai făcut un copil? M-am îndrăgostit de el. Care soț? Și eu s-am îndrăgostit de el. Da. Asta e dragoste, dar te-ai gândit care o familie, care un copil? Un copil din dragoste. Care dragoste? Tu îl cunoști mai bine. Care dragoste? Dar tu știi că el stă, are o casă cu mine, are o familie, avem un copil împreună. Știi lucrurile astea? Știu. Și unde este dragoste? Cine ai vrut să destram? M-am îndrăgostit. Ce ai îndrăgostit de ce? De el sau de banii? Care de fapt nici nu erau ai lui, erau ai părinților mei. Gata, care bani? Care bani? Care din ce crezi că o să-ți crească copilul? Care bani? Că tu... Te rog frumos, Mihai! Gata, Mihai, te rog frumos! Ce mai amestești pe ea? Păi cum să nu amestec? Este femeia cu care tu ai un copil. Excepția. Femeia care o întreții din banii mei, Mihai. Nu mai întreții din banii tăi, gata. Ba, o întreții din banii mei. Vorbești cu mine, cu ea n-ai.
Ce lucru ăsta tu? Hei! Știe cine toată ce-a realitatea acceptat, de măta și de tine. Cine ce-a acceptat lucrul ăsta? Mi-a zis că nu te mai iubește și că o să bage divorț păi de tine. Păi și de ce n-ai așteptat să bage divorț dacă nu mă mai iubea? Okay, o să urmezi și asta. Un apartament, vrei și tu o să casă? Asta. Nu, nu a fost casa în stare să o facă el, ca să știi de la mine. Nu vreau banii tăi. Ca să știi, nu este în stare de nimica, pe așa o să-l iei pe el, hai, știi cum? Cu ce are pe el, atât. Okay, așa, pentru că altceva nu o să primească, că altceva nu are. De altceva el nu este în stare. Hai, te rog frumos să mă las să discut cu ea. Da? Nu, nu vrei mai bine să o chemăm pe, să schimb copilul, să schimb fata? Să-i arăți tot ce se întâmplă aici? Are fata sau mesicina asta? A, nu are treabă? Nu mai este copilul tău? Da. S-au luat din dragoste, l-am văzut un băiat liniștit, l-am văzut familist așa, că era foarte bun la început. De ce să nu recunosc? Era foarte bun. Se îngrijea de casă, de copii, de... Pentru că el reproșează, el reproșează faptul că locuiți împreună, că nu păi poate să... Păi împreună, dar așa am și spus, că noi o să fim la parter și eu o să fie la etaj. Așa am și spus, dar așa a fost vorba, să avem și noi o bătrânețe liniștită, să avem un sprijin la bătrânețe, un ajutor să stăm cu fata, cu nepoata, am crescut-o noi. Mihai? Am început o relație destul de frumoasă, da? A fost, au fost excepțională, ani de fericire. Te-am iubit, am stat numai fericit. Până ce s-a întâmplat cu tine? Decizia? Nu, ție banii ți-au luat ochii, de Fata fapt. Și dacă n-ar fi fost, dacă n-ar fi fost părinții mei, ce făceam? Stăteam într-o garsonieră cu părinții tăi? Asta. Sunt ușile cumpărate de el. Că el n-are, când că el s-a săturat, nu are timp. Tu nu sabe, ma, tu nu ai vrut. Mihai, nu tu ți-ai dorit o casă foarte mare, nu tu le, băi, nu tu m-ai îndrumat. Nu tu m-ai îndrumat să băi, eu nu să, mai am mai rămas să vorbesc cu părinții mei să-și viundă casa, să ne facă nouă. Nu băi, tu m-ai îndrumat să iau bani de la părinții mei să-ți faci tu tot timpul. Mama lor, tabieturile. Tot timpul ai vrut bani. Sunt oamenii care bă, ei ne-au ajutat. Da, trebuia să-i suporți. Să le suporți bătrânețea. Cum? Le-ai suportat? Ai fugit la altă femeie? De pe... Nu te-ai gândit, Mihai, la ea. Mă, tu știi ce a făcut la da, am văzut la ziua ei, că te-ai oprit în colțul străzii și ai luat-o păpușă, nici nu te-ai uitat la ea. Dar tu ai văzut-o pe măta? Nu, am văzut ceea ce ai făcut tu. A venit tip... Mihai, tu din cauza, tu cu gândul la părinții mei, ai uitat să fii tu de fapt, nu observi? Eu cu gândul la părinții tăi am uitat să-mi trăiesc viața. Cum ai putut să faci așa ceva copilului tău? Te-ai oprit, ai plecat de la noua ta soție. I-am făcut lumbata, Mihai, ai plecat de la noua ta soție și copilul vostru. La ziua fetei tale te-ai oprit în colț, ai luat o păpușă la mișto. Când fita nu se mai joacă cu păpuși de 4-5 ani, da? Așa. Și ai venit cu pretextul că ai venit obosit de la Brașov. Eu spăl, eu calc, eu fac curat în casă, eu fac absolut tot. Eu fac mâncare, că îi pleacă de dimineață, vin seara, ăsta pleacă cu câteva zile și nu mai vine. Că el are treabă cu firma. Tu ți-ai lăsat viața bună ca să stai să trăiești într-un apartament cu două camere, să te chinui la bloc, când ai tita mai casa? Când ai o să facă asta, o să facă. Nu, dar pune-te tu în locul lui și spune dacă tu ai luat decizia asta. Dacă tu ai face lucrul ăsta pentru altcineva. Nu. A, și atunci ce așteptare ai ca el să facă pentru tine? Dacă tu nu ai face așa? Nu să-și lase nevasta ca să fie cu tine. Noi unde ajung? Tot timpul erai obsedat de părinții mei. Bun, răi sunt părinții mei. Datorită lor ești ceea ce ești astăzi. Ce? Nu ți-ai permis să-ți mai faci o familie. Ce făceai dacă aveai 15 milioane? Cum eram erai liniștit? Așa cum, cum îți permiteai? Așa cum îți permiteai să-ți întreții copilul și să-ți mai faci și altă familie? Bata, nu stăm de la și l-am avut ca pe un copil al nostru, dar uitați-vă ce face acum. Uitați-vă ce tupeu are. Vă dați seama, doamnă, la 5 km de aici,
El avea altă viață. În altă casă. Frumos. Doamne, așa, nu? Doamne, Dumnezeule. Copilul ăsta este al tău? Da, e al meu. E al meu. Pe ce? E al meu. Unde este al tău? Dacă femeia asta, de cât îți vrea bani, a văzut că miroșea bani, simplu, și era ușor să... Diana, e al meu. Copil. E al meu, Diana. Spune-mi, e copilul meu. Ai recunoscut copilul ăsta? Da, ești nebună, cum să nu... Mama măsii de viață. Oh. Tu ai recunoscut un copil? Da, l-am recunoscut. Din ce, din vorbe? Dacă nu este copilul tău și vrea de cât banii. Ia, ia. Ești mulțumită? Mihai, cum ai putut să recunoști un copil doar... E al meu. E copilul meu. De unde știi că e al tău? Poate-ți vrea decât banii, Mihai. Băi, e copilul meu. Uite acolo Mihai. Ce scrie. Uite acolo ce scrie. E poate copilul meu. Cu lucrul ăsta nu o să faci decât... E. Știi ce ai câștigat? Să-mi plătești pensia alimentară până când nu o să-ți mai simți picioarele și mâinile de muncă. Mai am 5 ani. Îl întrețin și pe ăsta, o întrețin și pe fita. Ce întreții? E problema mea cu ce-l întrețin. Cum te-am găsit pe tine proastă cu măta, că niște parveniți care au devenit grandomani după vânzarea unui căcat de apartament. O să găsești alții cu bani? Da. El de ce pleacă cu mâna goală dacă bagă divorț? Păi e ceva al lui? A venit cu ceva? Păi da, da. Au deja câți 15 ani, 14 ani de căsnicie. Păi și tot timpul din banii noștri, ce credeți? Cu magazinul lui a făcut și el câte ceva așa, dar nu mare lucru. Da, foarte bine, nu poți să întrețin pe amândoi. Este pe numele nostru. A, deci nimic nu e pe numele lui. El vindea ce nu are, de fapt. N-ați văzut ce-i promitea, că vinde casa? A, vorbea de un apartament în ce an ce apartament să vândă el? N-are nimic, o mințea. N-are nimic al lui, domnul Ernest. Haideți să-i spunem și Simonul treaba asta. N-are nimic al lui. Păi ce fata asta l-a luat crezând că o să dea lovitura cu el? Vreau să audă și Simona lucrul ăsta. O să păcălești alții cum ne-ai păcălit și pe noi? V-am păcălit pe voi? Da. Tu te-ai păcălit singură. Ai vrut tot confortul în vilă. În loc să fi stat liniștiți într-o garsonieră să ne trăim viața. O să mai găsești părinți ca ai mei să-ți mai facă 2-3 firme? Hai te cum? Parveniți plin de bani în urma unui apartament vândut și au ajuns grandomani. Și-l vezi pe tactul că numai așa își ridică ochelarii. Datorită lor. Ți-ai făcut o Diana, și... Diana, te rog frumos, ai văzut, da? Domnișoara, dumneavoastră n-a știut că e căsătorit? Am știut, doamnă. Și atunci de ce v-ați băgat pe un om căsătorit? Ce vreți să fac? M-am îndrăgostit mai mult de atât, ce să vă zic. M-am îndrăgostit... Bun, și de ce ați mers mai departe? Ați făcut și copil? Mă iubesc, mă iubește. Dumneavoastră știți că omul ăsta nu are nimic al lui? Ce apartament vindea? Mi-a brătat domnul Ernest, fie vindea apartament. Vreau să auziți cu toții. Ce apartament? Că băiatul ăsta n-are cum să o mintă pe nevastă sa și cu tine să fie sincer 100%. Ce nu prea are lucruri pe numele lui. Ce să vândă el? Probabil că de asta evită situația cu divorțul. Banii au fost ai noștri. Eu vreau să te gândești foarte bine. Eu înțeleg că îl iubești pe omul ăsta și, într-adevăr, dacă este iubire și înțelegere, n-ai nevoie de prea mult. Dar exact. Aveți un copil și... Dar cu ce o să trăiți? Din ce bani o să trăiți? Că ăsta nu-i stare să întrețină pe el, mai întreține și un copil. Lăsați că nu-i singură. O să vă ajutăm, nu e o problemă. Dacă își bate joc și de fiica dumneavoastră și de sora mea. Ca să-l întrețineți dumneavoastră și acum să-l preluați dumneavoastră. Nu întrețin, doamnă, pe nimeni. Am vrut doar să vedeți ce fel de om țineți în casă și dați bani și la fel și sora mea să vadă cu ce om a făcut un copil. Eu am vrut să arăt cine este de fapt Mihai. Pe mine nu mă interesează banii lui. Nici să îi destram familia nu mă interesează. Eu la pun păi și atunci de ce nu ai mai făcut un copil cu el? Pe bune, adică nu te-ai gândit că o să-i destram inevitabil familia? S-a întâmplat. Mi-a zis o să divorțez, te iubesc. Dar de ce nu veni să-i spună fetei mele, măi, nu te mai plac, nu te mai iubesc, da, vreau să divorțez. Pe Diana, de ce nu ai spus? Poate să vă răspundă doar Mihai. Păi e în stare să răspundă ceva, Mihai? Ești mulțumită? Am văzut, ce să fiu mulțumită? Că... Ești mulțumită, da? Că ce te-ai pus dator decât iar la creșterea unui copil? Da, bă, o să-l cresc. Nu ai fost în stare nici de ăsta care l-a vrei. Ai înțeles? Nu am fost în stare? Hai să zic ceva, de 2 ani de zile asta fac, întrețin doi copii. A avut botez, cât a costat botezul? 5.000 de euro. A, deci din banii noștri, 5.000 de euro. Din banii noștri, da, da. Din banii noastre, din banii noștri. Păi din munca noastră, că ăsta n-are nimic. Și culmea, părinții lui n-au venit, el a spus că sunt în Spania, la muncă, părinții lui. Cum să vină părinții? Nu am vrut să vă trăiască, copilul e drăgălaș, dar dacă sunteți dispusă să-l întrețineți și pe el, ați văzut, am nu știu ce o să faceți. Ați făcut botez pe banii dumneavoastră? Păi da, am făcut botez pe banii noștri, e bine să plimbă cu mașina pe banii noștri. Am la două case. Da, domne, ne-a manipulat pe noi, eu recunosc, de ce să nu recunosc? Dar nu mi-am închipuit că e atât de nemernic. Sumele astea fabuloase de bani le cerea sub ce pretext? Păi nu mi le cerea mie direct. Dar cum? Nu nouă direct, nu. Vorbea cu fata, o trimitea pe fată și mai dăm și mie, deci mai dăm și mie, mai dăm și mie, mama, mai dăm și mie, că-mi trebuie de asta să-mi iau ceva, mai trebuie. Înțelegi? Nu el direct, că nu venea el direct. Nu.
venea direct. Păi bun, și acum, băiatul e șmecher. Și acum eu te întreb, până la urmă ăsta ce e? E bărbat? Țin copil din banii părinților încă mei. Încă 5 ani de acum încolo. Știi ceva? De acum înainte, știi ce o să faci decât? O să muncești pentru pensia alimentară pentru copilul meu. Diana, atât. Am pus stop discuției. Cred că nu o să pot să fii în stare. Am pus stop discuției. Mare șmecher, aveți grijă ce faceți, dacă vreți să-l preluați, să-l întrețineți. Mâine, păi mine o să facă cu alta la fel. Deci ce iubești? O să aleagă. Nu-l mai primesc. O să facă o alegere, de asta nu-l mai primesc, aici. Oricum la mine în curte nu mai intră. Da. Hai să mergem. Unde să pleci? Deci cum a reușit băiatul ăsta să vă învârtă pe toți? La Păscut. 1000 de ani. Da, da, la Păscut ai să mergi. Să faci acolo, bine să-mi aduci să mașina, da? Mai ai și copil. Oricum nu o să mai ai bani nici de benzină pe tine. Să vedem cu ce mai e, că ți-au și mașina. Eu sunt mulțumit că a recunoscut copilul și și-a asumat că este tată. Adică sunteți în păcat că e cu băiatul ăsta? Da. Păi m-a interesat sora mea să vadă ce fel de om este și cum a dus-o cu zahărel. Nu-l primesc nici de preș, nici de preș la ușă. Gata, domnule, gata, că ne-a ajuns destul. Ne-a ajuns, vă rog foarte mult. Ai văzut nemernicul ce să facă? Ce să facă? Ce să-și fie, a bătut joc de noi, nu m-am așteptat la așa ceva. Se spune că în dragoste, ca și în război, toate armele sunt permise. Însă nu ar trebui să fie așa, când la mijloc este vorba de fericirea unui copil. Simona și micuțul ei au câștigat această bătălie. Însă războiul dintre cele două familii, sau mai bine zis, dintre cei doi frați, abia acum a început. Doamnelor, domnilor, aveți grijă și nu cădeți în plasa unor manipulatori, căci ochii din umbră văd tot. Specialiștii emisiunii vă recomandă să nu vă mai clădiți fericirea pe nefericirea altora, căci cei care suferă cel mai mult din aceste jocuri pătimașe sunt copiii. Și dacă în familie există probleme, mai bine discutați-le pentru a ajunge la un rezultat. Comunicarea vă poate salva căsnicia.